Bine v-am găsit! În anul 1867, Rusia țaristă a fost nevoită să vândă Alaska americanilor pe o sumă derizorie, 7,2 milioane de dolari. Alaska, cu o suprafață de 7 ori mai mare decât România, a devenit pământ american cu implicarea unui român, ajuns general în armata americană și apoi consul al Statelor Unite în Imperiul Țarist. Povestea acestui personaj extrem de interesant, ca și povestea tranzacției catastrofale făcută de ruși, tranzacție pe care a negociat-o George Pomuț în numele americanilor, le veți afla în emisiunea de astăzi pe care o realizez împreună cu domnul profesor Mihai Popescu, pe care îl salut. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Eu vă propun, domnule profesor, ca înainte de a vorbi despre evenimentul efectiv al negocierilor și al semnării acestei vânzări a teritoriului Alaskei între ruși și americani, să lămurim cine este acest George Pomuț, ajuns general în armata americană și apoi consul în Imperiul Țarist, cum a evoluat Rusia până în punctul în care a reușit să devină stăpâna Alaskei. De asemenea, un alt subiect este să descriem contextul internațional al acelor vremuri, pentru că războiul Crimeei, în care Rusia a fost implicată cu câțiva ani înainte de semnarea vânzării acestui teritoriu, a slăbit-o atât de mult încât a creat contextul în care nu mai putea să controleze acel teritoriu și a trebuit să încerce să scoată niște bani pe el. Și apoi, în final, așa cum am spus, vom ajunge să discutăm despre negocierea propriu-zisă și rolul pe care George Pomuț l-a avut în această tranzacție incredibilă, pentru că știm astăzi că Alaska are resurse extraordinare, adică rușii au vândut-o așa de 1.000-2.000 de ori mai ieftin decât făcea. Știu, dar la vremea aia nu știau. Nu știau, da. Domnule profesor, haideți să vedem care este povestea lui George Pomuț. Da, au existat numeroase familii de români din Transilvania care, atrași de condițiile mai bune, s-au stabilit undeva în zone mai deșes, mai aproape de Tisa. Și este și cazul unei familii din Săcele, familia Pomuț din Săcele. La origine aveau mai degrabă ocupații cu creșterea animalelor, dar un strămoș, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, s-a apucat de fierărie și a preferat să deschidă un atelier de fierărie în localitatea Ghiula, unde era o comunitate românească foarte puternică, de fapt și astăzi este sediul comunității românești din Ungaria. Acesta a prosperat aici și familia a ajuns să fie o familie bine înstărită și a putut să-și trimită copiii și la studii. În ziua de 31 mai 1818 se naște Gheorghe Pomuț. El a fost botezat cu numele Gheorghe la o biserică. Biserica, deci este Gheorghe, nu George. Textul este scris cu litere chirilice, deci este o biserică ortodoxă din localitatea Miclojvaroș sau Marele Oraș Românesc. Denumirea românească, asta era. Deci înseamnă că el a fost botezat Gheorghe, dar atunci când a ajuns în Statele Unite s-a transformat în George. Se găsește în colecția genealogică din orașul Salt Lake City din Statele Unite, se găsește o copie obținută de la familia lui Gheorghe Pomuț a actului de botez. Da. Și actul de botez este în limba scris cu litere chirilice și este semnat cu toate avizele parohie. Bine, în Ungaria este Gheorghi Pomuț, adică este maghiarizat. Numele în acte, în actele maghiare,
apare în mai multe, inclusiv numele de familie, apare Pomuț cu TS, cu TZ, cu CS, are mai multe variante. Însă el, fiind român, într-adevăr s-a integrat ușor în societatea maghiară, putem să și spunem ce a făcut. Părinții, fiind destul de înstrăiți, fierăria era o meserie bănoasă la vremea aia, și-au permis să trimită copiii la școală. Și Gheorghe a fost trimis la, după ce a terminat școala primară și gimnazială, a fost trimis la Academia Militară, cea întemeiată de Maria Tereza, de la Viena. După ce a terminat Academia de la Viena, a mers la o Academie Militară din Franța, la Saint-Étienne, unde și acolo a avut rezultate deosebite. Era un băiat extrem de inteligent, învățase deja mai multe limbi străine. Când a ajuns în Franța, a învățat foarte bine și limba franceză, se pare și limba engleză, știa română din familie, maghiară din școala primară și gimnazială, germană, pentru că la Viena învățase germană și o vorbea curent, franceza de asemenea, mai târziu va învăța și limba rusă, deci avea o capacitate extraordinară de a învăța. În Franța, în timpul în care a făcut studii la Academia Militară, de fapt era un fel de academie superioară, post-academică, așa cum se întâmpla și cu ofițerii români care învățau la o academie la noi și apoi plecau în Franța la studii post-universitare. Și acolo a făcut și studii juridice, studii care i-au permis, atunci când s-a întors, să obțină un post de procuror regal. În Ungaria în sau Ungaria, în Austria? În Ungaria. Adică, de ce? În era cadrul pe teritoriul Imperiului, da, Habsburg. Era pe teritoriul. Nu exista Imperiul Austro-Ungar, dar erau local, trebuia să obții autorizațiile și el a obținut această funcție de procuror regal, fiind foarte apreciat. În momentul în care a izbucnit Revoluția de la 1848 și obținând seama de studiile sale militare, i s-a oferit gradul de capitan și a avut mai degrabă funcții de apărare în cetățile ocupate de armata honvezilor, de armata națională maghiară. O armată, să zicem, organizată atunci în timpul Revoluției. Deci nu este o structură specific austriacă, dar după modelul austriac, într-un fel. Revoluția... Da, înainte de bătălia de la Siria, în care Revoluția maghiară a fost înfrântă de trupele austriece de o parte și de trupele rusești de altă parte, împăratul de la Viena, speriat, a chemat în ajutor trupe rusești. Care erau frați de împărțiri teritoriale. Și bătălia s-a dat la Siria, lângă Arad, în apropiere de Arad, dar Pomuț, împreună cu mai mulți ofițeri maghiari și români, care nu intraseră în slujba Revoluției Române. Adică nu au avut acces să ajungă în Munții Apuseni să fie în comandamentele organizate de Avram Iancu și au dat seama că Revoluția este pierdută și au plecat spre Italia. Deci nu au fost în grupul de comandă al Revoluției. Au plecat spre Italia, apoi în Germania și în 1850 grupul respectiv, care a rămas oarecum compact, a ajuns în Statele Unite. Au vrut inițial să organizeze un oraș pe care să-l numească New Buddha, Noua Budă, însă proiectul respectiv nu a avut nici girul lui Lajos Kossuth. Lajos Kossuth a plecat după bătălia de la Siria, a plecat, s-a predat trupelor turcești la Orșova și a plecat prin Turcia, a ajuns în Statele Unite, însă nu a vrut să aibă de-a face, nu s-a stabilit acolo, până la urmă a plecat prin Australia, a umblat și nu a fost de acord cu realizarea acestui oraș nou, New Buddha.
localnicii din zonă știu că acolo au fost niște ruine, clădiri din lemn. Însă nu s-a făcut o biserică, nu s-a... Da, să mergem mai departe. Da. George Pomuț, sau Gheorghe Pomuț, odată cu războiul civil american, se înrolează. De dar partea... până la războiul civil, el a cumpărat pământ, a avut, se pare, și niște bani din, dați de părinți, dați de, din meseria lui, de, din salariul lui de procuror egal, el a avut niște bani strânși, a putut să-i schimbe și în Statele Unite, pentru că prețul pământului era ieftin, a cumpărat pământ și de asemenea a concesionat o mină în Decatur, Iowa, într-un stat american, de unde a locuit. La izbucnirea războiului, i s-a oferit un grad de first lieutenant, asta ar însemna cam între... între locotenent și major, sau între locotenent și, și capitan ar fi astăzi, cum aveam noi major. În armată un fel de locotenent major, era primul locotenent, nu mai există, sau există acum în anumite structuri terminologia asta, dar la vremea aia a avut-o la început... Bun, el a intrat în războiul civil de partea nordiștilor. De partea armatei unionale, Armatei Uniunii, a fost în regimentul 15 infanterie din Iowa, a fost rănit în timpul bătăliei de la Shiloh și a comandat un batalion de aprovizionare, apoi generalul Francis Blair l-a numit șef cu aprovizionarea al unui corp de armată. Era foarte bun organizator, era un om disciplinat și care își respecta și atribuțiile, dar îi respecta și pe ceilalți. Știa să se impună. Cu privire la personalitatea, caracterul și abilitățile lui militare, un general american, după bătălia de la Atlanta, îl descrie pe George Pomuț în felul următor. Și spune așa: l-am întâlnit pe Pomuț, un brav și curajos ofițer care se bucura de o mare popularitate în rândul camarazilor și soldaților săi. El nu este doar un ofițer valoros, versat în toate problemele militare, ci și un om cu o cultură superioară, un gentleman manierat. Deci iată că, intrând în armata americană, el se remarcă ca spirit organizatoric, ca atitudine, face acte de eroism, luptă, ca și cum ar fi fost american de când lumea... El își obținuse la 15 martie 1855, 15 martie este ziua Revoluției Maghiare, s-a întâmplat că i s-au dat titlul de cetățean, deci a urmat procedurile de împământenire și a devenit cetățean american la data de 15 martie 1855. Da. Deci înainte, cu 8 ani înainte de războiul civil, de izbucnirea războiului civil. Bun, a fost cetățean, dar el este una să te naști în America, să trăiești în spiritul erau acela. Erau foarte mulți americani în aceeași situație cu el, dar a obținut într-un interval. Deci el s-a remarcat într-un mod deosebit în timpul acestui război, a ajuns capitan. A ajuns colonel. Colonel. Și la terminarea comandant războiului. De regiment. A fost comandantul regimentului 15, deci regimentul în care s-a înrolat sau a fost acceptat cu gradul de capitan, cu gradul de prim locotenent, deci el a urcat toate treptele carierei militare și a terminat războiul cu gradul de colonel. Da. Ulterior este numit consul al Statelor Unite în Rusia cu misiunea de a negocia cumpărarea Alaskei. A mai fost un fenomen la data de 13 martie 1865, în procedurile interne ale armatei victorioase acum, el a fost avansat, dar fără să fie toate formalitățile. Formalitățile vor veni puțin mai târziu. Deci, la data de 13 martie 1865, el este efectiv avansat la gradul de general de brigadă pentru trupele de voluntari. Deci nu era un grad, într-un fel, onorific pentru faptele de arme din perioada războiului.
Deci el este avansat general, este numit consul, probabil pentru că fiind născut în Europa și având ofițer, a fost educat în, și probabil că era cunoscător al situației geopolitice din Europa. Foarte, că, eram foarte bun cunoscător. A fost un argument pentru numirea lui consul. El a putut foarte repede să învețe limba rusă, pentru că exista încă de atunci o tendință în diplomația americană, că atunci când trimiți un diplomat la post, să știe măcar la nivel de simplă convorbire. Însă Pomuț, ținând seama că știa germană, maghiară, franceză, engleză, română, i-a fost foarte ușor acestui om să învețe limba rusă într-un timp destul de scurt, era un om relativ tânăr și în timp ce era acolo pentru a-i se acorda și o importanță deosebită, pentru că rușii apreciau și gradele militare, formalitățile de recunoaștere a avansării în grad au ajuns la președintele Statelor Unite și la data de 4 mai 1866, președintele Andrew Johnson, cel care a fost președinte după uciderea lui Abraham Lincoln, l-a avansat la gradul de general de brigadă, precizând în decretul de avansare că data efectivă de avansare este 13 martie 1865. Deci data la care formalitățile de avansare erau pregătite în cadrul intern al armatei. Da. Deci, și documentul a fost recunoscut, deci aprobat de Senatul Statelor Unite la 18 mai 1866. Deci în momentul în care Pomuț a început negocierile cu autoritățile ruse, el era deja general al armatei Statelor Unite pentru... Da, așa cum am spus, nu discutăm acum despre negocierea respectivă și Alaska, pentru a introduce în discuție toate elementele ca să facem pe cei care ne urmăresc să înțeleagă și contextul și tot. Aș mai spune doar că după încheierea cu succes a misiunii în Imperiul Țarist, adică negocierea pentru Alaska, Pomuț se întoarce pentru scurtă perioadă în Statele Unite, revine din nou în calitate de consul general al Statelor Unite în Rusia și cu toate că la un moment dat își încheie după misiunea, el nu se mai întoarce în Statele Unite din motive pe care nu le cunoaștem. Rămâne mai departe în Sankt Petersburg, unde și moare, se spune, în sărăcie. Nu știm de ce a decis... Se pare că a deschis niște afaceri. Și probabil că nu a fost foarte apreciat de partenerii ruși. Pentru că a avut prea multă încredere în ei. Da. Și poate că și-au dat și rușii seama, la un moment dat, cam cât de mare a fost tratarea cu vânzarea... Nu și-au dat seama, pentru că a trebuit să treacă vreo 4 decenii să se descopere primele... Aș mai spune aici că este interesant că în timpul vizitei în România din anul 1997, președintele Bill Clinton a evocat personalitatea lui Pomuț, numindu-l, citez, unul din eroii care au făurit America de astăzi. Iar la 15 iulie 1998, președintele Emil Constantinescu și-a încheiat cuvântarea în plenul Congresului SUA, aducând un omagiu personalității lui... Spunând povestea micului copac. Pomuț, asta înseamnă în engleză. Da. Bun. Cam asta este, așa, pe scurt, povestea generalului Pomuț, românul care a plecat din Europa, a fost un emigrant în Statele Unite, s-a remarcat, a ajuns consul în Rusia și a avut un rol foarte important în vânzarea Alaskei. Da. Acum el este revendicat și de civilizația maghiară în faptul că vorbea maghiară și că a fost împreună cu un grup de emigranți maghiari, însă el se pare că s-a simțit mai mult român decât maghiar. Bun, acum să vedem în partea a doua acestei emisiuni cum au ajuns rușii să fie stăpâni în Alaska. Care este evoluția foarte lor? Foarte pe scurt, slavii au venit în Europa, în partea, să spunem, în Balcani și în această zonă,
răsăriteană a Europei, au venit de undeva de la nordul Mării Negre, Mării Caspice și până la Marea Baltică. Un teritoriu... Asta au venit în secolul VI. Și numele sclavus în limba latină a înlocuit în latina medievală termenul mai vechi de servus. Pentru că erau... nu știau să se organizeze, cereau să muncească și au învățat destul de repede, s-au stabilit în zonele de șes, nu le plăceau dealurile și munții, pe văile apelor și pe undeva au blocat contactele între comunitățile românești străvechi din Balcani și dintre alte popoare din Balcani, pentru că au fost mai multe. Mai târziu, după destrămarea Imperiului Uigur în Asia Centrală și destrămarea Imperiului Cazar, dinspre Norvegia, Norvegia-Suedia, varegii au pornit o anumită comunitate de vikingi pe marile râuri ale Europei, deosebit pe Don, pe Volga, au coborât, ajungând să atace Constantinopolul și alte, au mers și cu corăbile până în nordul Africii, au cucerit Sicilia și Malta și alte zone, au cucerit și o parte din nordul Franței, dar în, spre sfârșitul secolului al IX-lea au înființat un stat pe care l-au numit Rosia. Conducătorii proveneau dintr-o zonă din Suedia de astăzi numită Rosland. Deci denumirea de ruși nu avea mai nimic, nu avea nicio legătură cu slavii în sine. Era vorba de o nobilime pornită, o nobilime vikingă sau varegă, venită acolo și care a creat un cnezat. Au întemeiat un oraș, Novgorod, pe malul lacului Ladoga, undeva la sud de Petersburgul de astăzi, și apoi au întemeiat Rusia Chieveană, undeva mai jos, dar n-au ajuns nici la Marea Baltică, n-aveau acces nici la Marea Baltică, nici la Marea Neagră. Prima mare la care au ajuns a fost Marea Albă. Se pare că au găsit mai puțină rezistență în zona aceea și în înțelegere cu triburile finice, finlandeze de astăzi, au întemeiat acest stat. A doua mare la care au avut acces a fost Marea de Azov și mult mai târziu au reușit să ajungă la Marea Nord, la Marea Caspică întâi și apoi la Marea Neagră. Dar la Marea Neagră au ajuns relativ târziu, la sfârșitul secolului al XVII-lea, 1680 și ceva. Prin cuceriri succesive. Da. Bun, a fost această nobilime vikingă care a venit din Suedia și a întemeiat niște formațiuni statale, însă în decursul secolelor slavii au asimilat rămășițile vikinge și... Acești slavi au fost și creștinați. A fost un proces de creștinare în mai multe etape al tuturor slavilor, întâi cei din Moravia, Boemia, apoi polonezii și rușii chieveni se creștinează cu sabia. Deci Vladimir I, la anul 988, primește însemnele puterii de cneaz și este botezat creștinește de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol. Deci prima episcopie a fost înființată în rit ortodox. De fapt, încă nu era Marea Schismă. Dar mai târziu, ungurii se creștinează la anul 1000, povestea ar putea fi destul de lungă, rușii, în momentul marii invazii maghiare, marii invazii mongole, sunt desființați. În jur de 1300 apare pentru prima dată numele cetății Moscova, dar era o cetate cu ziduri de lemn. Și invazia rusă o distruge, o arde. Mongolă. O invazia mongolă o distruge și de-abia după ce Hoarda de Aur este înfrântă, cnezatul Moscovei profită de slăbirea treptată a hanatelor mongole rămase prin destrămarea Imperiului Mongol și încet, încet, relativ târziu,
în secolul 17, pe la 1640 și ceva, niște cazaci de pe Volga și de pe Don ajung la Marea, la ocean, în Kamchatka de astăzi, după lupte, pentru că acolo zona fusese controlată totuși de mongoli. Dar această stăpânire mongolă, mongolii au preferat zona mai dinspre China, între timp mongolii au cucerit China, au fost mai multe evenimente în zonă și mongolii au neglijat partea de sus, unde erau populații reduse, triburi foarte izolate și astăzi Siberia, care reprezintă 70% din suprafața Rusiei, are o populație mai mică decât a Ucrainei. Da. Adică vreo 40 de milioane. Și fiind acolo, să fim mai scurți, da? Pentru că timpul zboară. Da. Aș mai face doar o paranteză înainte de a merge mai departe și a spune că istoria s-a răzbunat pe Mongolia într-un anumit fel, pentru că astăzi Mongolia este prinsă între Rusia și China și nu este lăsată să se dezvolte. Probabil ca o revanșă pentru secolele în care au pustit atât China cât se și... Se pare că și-au epuizat și, într-un fel, nu, resursele demografice mai există, dar... Eu cred că există o poliță care se plătește și Mongolia este ținută așa puțin spre evul mediu, cu mici excepții. Da, sunt niște interese și ale unora și ale celorlalți. Bun, cum ajung rușii în Alaska? Marea Bering este numită după numele unui danez în slujba țarului, care a primit conducerea marii expediții nordice. Acest Bering este un danez. În primul rând să spunem că înainte de asta, un kazac, Semion Deșnev, a descoperit strâmtoarea dintre Asia și America. Dar rușii nu i-au dat numele. De asta spun că numele strâmtorii este dat de peste un secol aproape. Altcineva a descoperit-o în 1648. Și americanii au profitat de faptul că teritoriul Alaskei nu am spus tot. Da. Deci acest ofițer danez de marină, care se numește Vitus Jonasson Bering, devine conducătorii unei mari expediții nordice rusești, care avea țintă acest teritoriu. Trebuia să cartografieze teritoriul, să stabilească toate bazinele râurilor. În 1741, rușii ocupă Alaska, omoară populația care se opune. Au ocupat întâi insulele Aleutine, care și astăzi țin. Și acolo... Care țin de Alaska. În orice insulă în care populația se opunea, erau uciși. Era masacrați. Erau masacrați. Și astăzi, în triburile care mai există în insulele Aleutine, există povești despre căpcăunii ruși care îi sperie pe cultura. Copii. Da. S-a păstrat de sute de ani pentru că au fost mult prea duri. Același lucru l-au făcut și cu unele triburi din Kamchatka, din Curile. Ei atunci au ocupat pentru prima dată Curilele, care aveau o populație ainu și japoneză. Da. Și astăzi este o dispută pe marginea insulelor Curile asta între Japonia și Rusia. După al doilea război. Vă dați seama, rușii sunt așa, la o aruncătură de băți de Japonia pe niște insule care au aparținut Japoniei. Știu, dar le-au luat după ce americanii au aruncat cele două bombe. Da. Da, adică au profitat de slăbirea aia. Da. Bun, deci rușii ajung în 1741 în Alaska, chiar se înființează o companie ruso-americană. În anul 1799, țarul Pavel I dă decretul imperial de înființare a unei companii ruso-americane, chiar așa se numește, Rosia-americanskii în rusă, nu mai știu cum se numea, și rușii pătrund în aceste zone, iau legătura cu triburile foarte izolate din zonă. Aici n-au avut nevoie să masacreze, pentru că depindeau într-un fel de localnici. Localnicii i-au învățat pe ruși anumite secrete ale vânătorii, ale adaptării la mediu și așa mai departe, dar rușii nu au rămas numai în Alaska. Au mers până în California, adică până la granița cu Mexicul. La vremea aceea trebuie să spunem că Statele Unite cumpăraseră deja la 1803
cumpăraseră de la francezi Louisiana, care avea o suprafață de 2 milioane de kilometri pătrați, adică cam jumătate, cam de două ori cât Alaska. Și nu, Alaska are 1.700.000. 1.300.000. 700. Parcă. 700, da. Se pare că intră în calcul și apele teritoriale pentru asta. Da. Dar terestru e 1.300.000 și ceva de mii. Deci au cumpărat Louisiana, tot teritoriul de la Golful Mexic până la granița cu Canada, până la Marile Lacuri. Și toată zona de mijloc a Statelor Unite. Gândiți-vă că New Orleans de astăzi este la Nouvelle-Orléans din vremea francezilor. Teritoriul fusese cucerit de francezi în perioada lui Ludovic. Bun, să nu intrăm în astfel de detalii, că nu avem timp pentru astfel de subtilități legate și de evoluția. Și au întemeiat în anumite zone, au întemeiat unele eforturi pentru a putea magazina... În Alaska. Nu numai în Alaska. Au ajuns și astăzi pe teritoriul Statelor Unite, în California, există un sit arheologic, un parc istoric arheologic, cu reconstituirea Fort Ross. Fort Ross întemeiat la 1812, exact anul în care Napoleon pierdea războiul cu Rusia în Europa și Rusia ne răpea Basarabia. Da. Deci este să înțelegem că rușii au lucrat întotdeauna... Deci în același timp, în Europa, Rusia răpea Basarabia și în Statele Unite își făcea cap de pod în California. Ei au luat tot țărmul de la Marea Bering până în California și toate locurile favorabile pentru vânătoare. Acest Fort Ross a fost stabilit, întemeiat, într-o zonă unde se găsea una de cele mai mari colonii de vidre de mare. Colonia a dispărut astăzi, nu mai există în zonă, dar ei au contribuit la dispariția acestei colonii. Rușii. Da. Adică nu țineau seama de echilibru ecologic sau de ceva. Da. Nu, bun, să revenim în Europa, pentru că trebuie să înțelegem contextul care a dus la o slăbire atât de mult a Rusiei, încât n-au mai putut să aibă pretenții prea mari asupra teritoriilor de pe continentul american și au vândut pe nimic tot ce aveau. Rusia se implică, adică Rusia declanșează acest război al primei. Era al 11-lea război ruso-turc și, ca de obicei, rușii au ocupat principatele. Deci să spunem că acest război al Crimeei s-a desfășurat între anii 1853-1855 și că în anul 1853 ei au intrat, au invadat cele două țări românești. Au intrat în Moldova și au făcut ravagii, s-au purtat creștinește, cum se poartă ei și astăzi. Au furat, au violat, au ucis, au putut face orice. În așa fel încât toate țările europene puternice ale vremii. Deci Austria a dat un ultimatum pentru părăsirea principatelor, pentru că Austria avea și ea interese la Dunăre. Da. S-au coalizat Anglia, împotriva Marea Rusiei. Britanie, Franța, regatul Neapolului. Deci toate forțele din acea vreme. Spania și Portugalia nu au intervenit direct cu trupe, dar a fost de partea coaliției antirusești. A fost pentru prima dată cel mai puternic sentiment antirus la nivel european. Deci și o situație similară cu ce se întâmplă acum cu războiul din Ucraina. Sunt foarte multe similitudini. Da. Pentru că atunci toată Europa, vă dați seama, Europa s-a coalizat cu Imperiul Otoman ca să alunge Rusia din zonă. Iar acum toată Europa și Statele Unite susțin Ucraina împotriva Rusiei și sunt sancțiuni internaționale. Acum sunt și alți poli de putere în lume, China, India, Pakistan, nu sunt mai mulți poli, dar la vremea respectivă toată lumea civilizată, China era departe, nu avea mijloace de transport pe care era slabă astăzi, dar această coaliție a fost tot așa, cu masarea de trupe. Așa cum face astăzi NATO, aduce trupe în țările unde este posibil să apară o încercare de
violarea spațiului NATO, atunci trupele au venit, au debarcat în zona Crimeei. De fapt, rușii ajunseseră în Crimeea la 1683, la 1783, 1783, înainte de revoluția lui Horea în Ardeal. Da. Rușii, în momentul în care au ocupat Crimeea, s-au comportat foarte dur cu musulmanii, adică le-au interzis drepturile și cu creștinii s-au purtat așa cum se purtau eu obișnuit în ținuturile ocupate și pentru că ei până atunci pretinseseră, conform tratatului de la Cuciuca-Energii, ei se pretindeau apărători ai creștinilor din Imperiul Otoman, otomanii au spus, nu se poate, dar nu ne voi ați avut drept să vă apărați creștinii, dar nu îi protejați pe musulmanii noștri. Și au reușit să facă această coaliție, Turcia, Anglia, Franța, Austria. Prusia, Austria, deci toate aceste forțe au, unele țări care aveau pregătite efective militare, au trimis trupe, inclusiv britanici. Rușii au fost înfrânți de coaliția internațională și obligați prin ultimatum să vină la masa tratativelor. Tratatul s-a încheiat la Paris în 1856 și rușilor li s-a luat dreptul să mai pretindă că sunt apărători ai creștinilor din Imperiul Otoman. Franța și-a luat acest rol. Napoleon al III-lea a intervenit și Napoleon al III-lea s-a gândit că acum este momentul să mizeze pe unirea principatelor. Și atunci proiectul de unire a principatelor, o Belgie a Orientului, a spus. Deci să creeze, așa cum a fost creat regatul Belgia, trebuia creat un regat al românilor la adică de teama rușilor, occidentalii vreau să creeze o țară mai puternică în zonă care să stea stabilă. O țară care să stăvilească înaintarea rușilor către Constantinopol. În primul rând acest lucru. Da. Deci iată cum acest război al Crimeii care a favorizat unirea principatelor române. Iată cât de interesant este, pentru că eu în urmă cu ceva timp scriam un articol în care spuneam că paradoxal acest război al Rusiei cu Ucraina poate crea contextul pentru unirea Republicii Moldova cu România, pentru că doar prin unirea cu România va intra sub scutul NATO și va putea avea asigurată securitatea. Este posibil și să dea Dumnezeu să fie așa, pentru că ar fi benefic pentru românii care au stat mult timp sub cisma rusească. Acesta este contextul, pentru că asta am vrut să le spunem. După a fost, așa cum este și acum, rușii n-au mai avut acces la băncile internaționale din vremea aceea. A fost un boicot al agențiilor de presă. Războiul Crimeei a fost și primul război informatic al vremii. Atunci au apărut reportajele de război cu imagini, cu gravuri, cu fotografii, chiar primele fotografii au apărut în acea vreme și presa, inclusiv presa din țările române, a avut primele imagini cu luptele de la Balaclava și din alte zone, din marile bătălii din Crimeea. Iar acest război a slăbit Rusia militar, financiar, în relațiile internaționale și acest timp context... de peste un deceniu, Rusia n-a prea mai avut acces în lumea occidentală. Era o rușine să spui că ești rus după înfrângerea aceasta. Iar sentimentul antirusesc din acea vreme a durat până aproape după războiul franco-german. De-abia după 1870, Rusia începe să se pregătească de un nou război împotriva turcilor și folosește pe slavii din Balcani, adică îndeoseb sârbii și bulgarii, care erau sub ocupație turcească în acea vreme. Deci acesta este contextul pe care s-a construit negocierea americano-rusă. Evident că în această perioadă, din cauza înfrângerii, rușii au fost nevoiți să aducă aproape toate trupele posibile și britanicii, simțind că
Rusia este slăbită, au venit cu oferta de a cumpăra Alaska. Dar au venit și americanii. Americanii mai aveau experiența cumpărării Louisianei de la francezi și rușii s-au temut, englezii, pentru că aveau Canada, i-au făcut pe ruși să se teamă de un vecin la Marea Bering. Și atunci au preferat, la vremea aceea Statele Unite erau o putere militară mai mică, mai redusă, au preferat să vândă americanilor, americanii au preluat teritoriul, l-au administrat, au respectat populațiile locale, care erau în cea mai mare parte eschimoși, inuiți, deci popoare din acestea izolate, foarte bine adaptate la viața aspră din zonă. Iar această negociere, pentru că este important și cine negociază, Gheorghe Pomuț și-a dovedit calitățile diplomatice în o serie de evenimente legate de războiul civil american. Nu întâmplător, el a fost numit consul în Imperiul Țarist și mandatat să negocieze această tranzacție. Da, și a știut, a cunoscut bine atmosfera geopolitică din zonă, mentalitatea rușilor, pentru că totuși în calitatea lui de cetățean al Imperiului Habsburgic până la plecarea în Statele Unite, el cunoștea foarte bine relațiile austro-turce și cunoștea contextul relațiilor. Probabil știa foarte mult și despre incursiunile rusești în țările române și în Transilvania. Da. Deci iată cum un român a avut un rol important în această tranzacție prin care Alaska, stăpânită de ruși, devine teritoriu american. El a rămas în Rusia, la Sankt Petersburg, până în anul 1870. A fost rechemat. În 1874 a revenit și se pare că implicarea Rusiei în războiul, în al 11-lea război ruso-turc, deci ocuparea principatelor și războiul din Bulgaria, l-a făcut pe generalul Pomuț să rămână totuși la Petersburg și după încheierea mandatului. Da. Se pare că a încercat să facă niște afaceri, lucrurile nu au mers foarte bine. Să mai spunem în finalul emisiunii... Românii aveau la Petersburg, aveau un agent, să zicem, un corespondent militar. Cum ar fi astăzi un atașat militar? Era generalul Hecht. Mai târziu, noi chiar am descoperit în Biblioteca Militară Națională un cod cifrat folosit de atașatul militar al României la Sankt Petersburg, în acea perioadă. Da. În finalul emisiunii aș mai spune că în anul 1913 Congresul American a adoptat o rezoluție pentru aducerea rămășițelor pământești ale lui Gheorghe Pomuț în SUA. Din cauza războiului, da, care a apărut, a izbucnit războiul în 1914, iar cimitirul a fost devastat, nu se mai știa. Da, cimitirul a fost distrus de forțele bolșevice, care au alocat terenul pentru o altă construcție. Cimitirul se numea Smolenski, cred că. Așa, cred că asta era denumirea cimitirului. Și este interesant că avem... s-au scris mai multe cărți. Generalul Pomuț figurează în toate marile enciclopedii la nivel național și la nivel local din Statele Unite, mai ales în enciclopediile de istorie. A fost dezvelită și o statuie a generalului în curtea bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Cleveland, Ohio, unde este și o comunitate românească puternică. Românii, în al doilea război mondial, românii americani au strâns bani pentru construirea unei nave militare care a primit numele generalului Gheorghe Pomuț. Ea a fost... mai degrabă a avut o activitate în perioada de pace, pentru că a fost lansată la apă aproape de sfârșitul războiului, dar a fost în serviciu până în anul 1970, când se pare că a devenit o navă restaurant într-un golf. Da. Vă mulțumesc pentru... O stradă din Timișoara îi poartă numele,
și s-au publicat în românește două cărți. Ziaristul Miron Manega a publicat un articol foarte frumos în săptămânalul Certitudinea din 2019. Și, în general, este o personalitate importantă. Noi am scris într-o carte publicată acum 40 de ani, Prezențe militare în știința și cultura românească. Aveam date mai puține la vremea, dar am amintit acest om, da, știind că el a participat la Revoluția de la 1848. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să sperăm că această emisiune este de folos celor care vor să înțeleagă mai bine istoria și prezența românilor în evenimentele majore internaționale. Toate cele bune, ne vedem în curând.